Antrenorul părinților Cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi La Europa FM Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt Mirela Retegan și alături de Gașpar Gheorghi vă invităm la o nouă ediție a Antrenorul părinților Bună dimineața! Bună dimineața Mirela! Să știi că dimineața din nou când m-am urcat în mașină mi-am pus zâmbetul pe chip să știi că o să rămână marcă înregistrată da. asta, știi? Lumea va zâmbi în mașină, gândindu-se la mira și la șiragă, Și știi spate? care e partea foarte interesantă? Că în momentul în care nu uit să-mi pun zâmbetul pe chip, când cobor din mașină, am o altă energie. O energie da. mai bună, mai pozitivă, mai uh, plină de viață. Dar ți se relaxează și fața și... Uh, fericirea trebuie susținută? O, oh, da. Bucuria trebuie antrenată? Cultivată, sigur. Pentru că eu fac asta în fiecare zi și nu-mi dau seama dacă asta contribuie la starea mea de spirit sau pur și simplu așa sunt eu, așa m-am născut și e uh, lucru care mă deosebește de alți oameni. Sunt unele studii de specialitate care ne arată că cei oameni care trăiesc în recunoștință sunt cei mai bucură și fericiți oameni din lume. Păi de aia sunt așa. Uite, vreau să vorbim în emisiunea asta, ca început decembrie, despre lucrurile... De care trebuie să ținem cont. Este o lună frumoasă, dar grea. Da. Este o lună importantă, dar dificilă. Pentru că este luna în care suntem cei mai expuși, suntem melancolici, putem să dramatizăm mai mult. E momentul în care tragem linia. Și ne dă cu plus sau cu minus, și în funcție de asta ne, ne sunt sărbătorile. Da, da. Hai să le luăm pe rând. Că vorbim despre familii și despre relațiile dintre uh, părinți și copii. Și începem cu părinții că ei. Dacă ei sunt bine, și copiii sunt bine. Exact. Ești de acord? Da, da, 100% de acord. Știi că cei mai mulți părinți se concentrează pe binele copiilor și nu realizează că, de fapt, degeaba copilul meu e bine dacă eu nu sunt bine, că nu o să pot să fiu și eu la fel de bine ca el. Pentru că cei mai mulți părinți fac același lucru pe care l-au făcut și părinții lor cu ei în copilărie. Iar dacă părinții nu mi-au acordat atenție, de ce mi-aș acorda eu atenție la vârsta adultă? Dacă în copilărie am învățat să le acord atenție părinților mei, la vârsta adultă le voi acorda atenție doar copiilor mei. Și atunci, care ar fi uh, pașii pentru părinți ca să-și așeze o lună decembrie frumoasă, în bucurie, uh, să fie motiv de uh, armonie în casele lor? Cred că în luna decembrie, mai mult ca oricând, Mirela, avem nevoie să ne permitem să simțim empatie și compasiune față de noi și față de ceilalți. Pentru că, exact așa cum ai spus și tu în luna decembrie, apare această, și îmi cer scuze pentru termen, apare această isterie de a cumpăra cât mai mult, de a pregăti cât mai mult, de a investi cât mai mult și nu ne ajută la absolut nimic. Pentru că starea noastră de bine și starea noastră de fericire, de cele mai multe ori, nu e congruentă cu investiția asta materială, financiară, oboseala, epuizarea. Ajungem la masă de Crăciun și ce se întâmplă de cele mai multe ori. Ne certăm, nu? Apar conflictele, apar nemulțumirile, apar anxietățile, apar fricile, apar frustrările, apar subiectele dificile pe care nu le-am discutat pe parcursul întregului an. Sigur că e luna decembrie o lună în care se încheie ceva, dar ce ar fi dacă în această lună am dat dovadă de bunătate față de noi înșine și față de cei din jur, indiferent de rezultate? E această obsesie a omului modern de a fi cât mai performant, cât mai capabil, cât mai strălucitor, cât mai vizibil. Și cu toate acestea, ce ne arată studiile de specialitate, e că niciodată în istoria omenirii rata sau nivelul tulburărilor de sănătate mentală nu a fost atât de crescut. Și de ce? Nu pentru că calitatea vieții ar fi scăzut foarte mult, ci pentru că noi ne lăsăm furați, am devenit sclavii gândurilor noastre care ne spun cum ar trebui să fim. Și ghișe, noi nu suntem așa cum ne spune mintea. Poate suntem un pic mai puțin performanți, poate suntem un pic mai uh, plinuți decât uh, am fi crezut că ar trebui să fim până la sfârșitul anului, poate că, poate că și singura modalitate pentru a intra cu bine în sărbători e să ne acceptăm să ne uităm în oglindă și nu neapărat în acea oglindă fizică, ci mai degrabă în oglinda psihologică și acolo să căutăm să vedem și partea noastră frumoasă, să căutăm să vedem și lucrurile bune, pentru că e atât de ușor de identificat defectele, minusurile, problemele, hibele, însă puțin dintre noi sunt capabili să se iubească atât de mult încât să spună da, dincolo de minusuri am și multe calități. Iar atunci când un părinte îndrăznește să facă asta cu propria persoană, devine cea mai bună varianta lui pentru a crește copilul din familie. Cașpar, mă duc acasă. <laughs> <laughs> Dar eu să mai pun o întrebare și intrăm în publicitate direct și nu știu, cât costă conferința de astăzi. Eu îți dispus, eu plătesc. Stau în față, am de la VIP. Asta înseamnă că are sens, nu? Că rezonezi asta înseamnă cu că, mesajul. Asta înseamnă că uh, nu te am mai văzut așa însuflețit de foarte multă vreme și mă bucur foarte. Pentru că, că mi-am pus că... zâmbetul pe chip dimineața când m-am da, suit în mașină. Da, și pentru că... A, de ce venim noi aici? Ca să înțeleagă oamenii. noi nu suntem remunerați să facem asta. Exact. Noi nu facem asta pentru bani, noi nu facem nici pentru faimă, noi tu nu mai ai locuri la cabinet pentru următorii trei ani, iar eu nu am cinci ore în plus de somn pentru următoarele șase luni. Facem asta din dorința de a trezi cât mai mulți oameni să se aplece asupra lucrurilor care chiar contează. Exact. Pentru că tu te lovești în cabinet de oameni cu din ce în ce mai multe probleme de sănătate. Emoțională mintală, și mentală. Eu mă lovesc în salile de spectacol de foarte multă nefericire. De oameni care vin cu copiii lor și simt că nu mai au nicio bucurie de a fi părinți. Da. De asta venim noi aici. Exact. Și când am văzut așa însuflețit și m-am <laughs> bucurat foarte tare pentru că este scopul nostru exact. și oamenii trebuie să înțeleagă asta și să ne ierte când uneori suntem prea pătimași sau alteori nu reușim să ducem unul la capăt toate ideile noi nu ne propunem altceva decât la sfârșitul fiecare emisiuni ei să plece mai încrezători în ziua de mâine că pot să fie așa cum sunt și că au voie să fie așa nu cum sunt nu cum le nu cere cum da, da. nu cum am fost învățați sărbătorile nu sunt cum trebuie să fie Sărbătorile sunt cum sunt. Exact, exact. Cum arată niște sărbători fericite, Gașpar? Cu niște oameni care pot comunica unii cu alții, cu niște oameni care pot să-și tolereze și eventualele frustrări care derivă din faptul că viața nu e perfectă și că ei nu au bifat tot ceea ce aveau de bifat pe to-do list pe care l-au stabilit la începutul lunii decembrie și prin a putea să stăm unii lângă alții fizic Mirela în așa fel încât să transmitem mulțumire, Iubire, bunătate, fără să fie doar acea atitudine critică, disprețuitoare, iar nu ești persoana care mai aș dori să fii, iar ai băgat în tine mai mult decât ar fi trebuit să mănânci, iar nu îți stă bluza aceea suficient de bine, iar nu te joci suficient de frumos, asta se întâmplă din păcate de sărbători. Câți dintre noi ne așezăm la masă și ne exprimăm recunoștința unii față de alții? Să se așeze tata la masă și să vorbească despre cât e de recunoscător pentru că are această familie, pentru că fiecare membru din familie s-a străduit cât de mult a putut. Câți dintre noi, adolescenții, copiii, ne așezăm la masă și le spunem părinților noștri mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Nu avem, din păcate, această cultură, dar o putem introduce, putem schimba aici ceva. Nu e nevoie să fie totul doar despre mâncare, despre vizite, despre televizor zor despre telefoane, poate fi despre sufletul nostru sărbătoarea Crăciunului, dar pentru asta e nevoie să ne permitem. E nevoie să ne setăm un pic mental în așa fel încât să renunțăm la ce nu mai e benefic pentru noi și să ne dăm voie să descoperim elementele noi, să ne dăm voie să descoperim umanul din familia noastră. Și vin eu și de a întreb cum fac să găsesc acele cadouri care să bucure oamenii care le primesc, dar să nu devină pentru mine stresul lunii decembrie. Ce mi-arată mie experiența din nou de terapeut, Mirela, e că acei părinți exagerează cu cadourile materiale care nu știu să se apropie emoțional de copiii lor. Și acei copii vor fi foarte îndârjiți și dornici să primească cadouri scumpe, care nu au acces la sufletele părinților lor. Ah, asta a fost foarte grea. Deci în momentul în care eu sunt conectat pe parcursul întregului an sau cele mai multe zile, nu? 24 din 24 da. cu copilul meu și povestim și e deschidere și sunt reguli și e structură și e joacă și e distracție și sunt teme și așa mai departe, nu voi exagera cu cadourile astea. Voi exagera atunci când mă voi simți vinovat. Atunci când știu că mare parte din timp mi-a fost consumată la muncă sau în alte relații sau în altă parte și acum vreau să suplinesc, vreau să supracompensez tot ceea ce nu am făcut pe parcursul anului. Lui. Deci atunci când cineva spune că e epuizat din cauza goanei după cadouri, merită să vedem ce e dincolo de acest răspuns de suprafață. Oare de ce acum în decembrie am fugit atât de mult după cadouri? Fără să intru în detalii, tocmai Așa. că am că am cumpărat cadoul mai ei și îți voi spune că face sens tot ce ai spus. Mulțumesc, mulțumesc. Iar Maia, dacă va asculta această emisiune și își va deschide cadou de Crăciun, va avea și explicația acestui cadou, la care eu nu m-am gândit până acum, dar face sens ce ai spus mm -hmm. tu. Pentru că la mine a fost anul în care am fost cel mai puțin conectată cu ea, de fapt. Mm -hmm. Pentru că am avut o grămadă de alte lucruri și, indiferent câți kilometri erau între noi, conexiunea dintre noi n-a fost niciodată afectată. Spre deosebire de acest an, care recunosc că un pic m-am ocupat mai mult despre mine. Mm -hmm. Și fără să-mi dau seama, cadoul pe care eu l-am luat de Crăciun, reflectă fix ce ai zis tu. Vinovăția. Da. Mă, ce deștept ești Mulțumesc. Serios. Lasă că la restul nu le-am cumpărat și le iau numai o punguță de bombonele, și le dau Multte link. Și le dau link la emisiune ca să asculte cu cât o să fie mai ieftin să. Să înțeleagă cadeau. de ce. Da, da, da. pentru că m-am conectat foarte tare cu ei. În schimb, știi ce mai poți face, da. uite recomandarea mea numărul 1 pentru aceste sărbători și asta îmi propun să fac și eu, e să scriem niște scrisori de iubire. Da, 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 da m-am gândit la asta și uh, sunt, uh, uite, anul trecut, de exemplu, am primit de la Maia și mi-a plăcut foarte tare un album foto, uh -huh. a printat din telefoanele noastre poze. cele mai urâte poze. Cele mai urâte poze. Ăla da, știi, când dormi, da, în avion, da, când da. urg balele, când cu gura căscată, ăla, mm -hmm. și a zis că este, că, și a zis, știi, mama, când vin oamenii în vizită și vor așa să vadă albumul din familie, să le dau albumul ăsta. Să vadă realitatea. Cu noi două, da, într-o. filtre. A, acele poze fără. Minunat. Și mi-a plăcut foarte tare și era atât de încântată că a pus în album câteva fotografii și a promis că le completează încet, încet copiii ei să vadă adevărata fața familiei da. și nu doar filtrele. De asta cu scrisorile, mi se pare foarte frumoasă Și partea, partea bună e că nu costă nimic. Noi am făcut, niște, eu am făcut niște felicitări, Zurli, pe care oamenii le găsesc pe magazinul Zurli, unde am lăsat uh, gol, într-un spațiu, înăuntru, spațiu mm -hmm. tocmai în ideea de a putea să le scrie copiilor lor uh, aceste scrisori. Eu i-am scris mai ei de-a lungul timpului câteva scrisori care au rămas, așa, Biblie pentru ea. Da, cred. De deci ce îmi scriu scrisoare? Da. Poți să-mi cumpere? Știi că tu nu te-ai conectat foarte tare cu mine asta? așa că poți să cumperi și un cadou mai scump când o să Îl primești înțeleg primești cu mare drag. Da, și o să te iert pentru timpul în care ne-am fost conectați. Ce mai putem să facem ca să avem un decembrie frumos? Poate să prioritizăm lucrurile. Așa și să renunțăm la tot ceea ce nu e musai de făcut, cum ar spune Ardeleni. Okay. Să ne permitem să dormim un pic mai mult, să ne permitem să nu participăm la toate petrecerile care se organizează în luna decembrie, pentru că și asta poate stârni mult haos în familie. Mulți părinți se simt vinovați dacă nu ajung la toate petrecerile de firmă, la toate petrecerile organizate de prieteni, de familie, de rude și așa mai departe. Și un obicei pe care eu l am de, de ceva ani și pe care îl practic în special în luna decembrie, este să mă uit la ce am în viața mea. Și un scriitor maghiar a formulat la un moment dat o replică care pe mine m-a dat complet peste cap, și anume, ce ar fi dacă noi oameni ăștia foarte inteligenți și competenței secolului 21 ne-am dori ceea ce avem deja. Mm -hmm. Să-mi doresc să ajung acasă la partenera mea, să-mi doresc să merg să iau copilul de la școală sau de la grădiniță, să-mi doresc să sune ceasul dimineața când e weekend și să știu că vom petrece nu știu cât timp la micul dejun împreună și așa mai departe, să, să nu privesc doar spre partea goală a vieții mele, să nu privesc doar spre ceea ce încă nu face parte din viața mea, ci să-mi permit să văd, să-mi permit să îmbrățișez, să-mi permit să conștientizez toate bogățiile pe care le avem pentru că ele există ele sunt acolo, dar din păcate nu trăim cu acest principiu al suficienței trăim mai degrabă cu principiul nedestulării, ce nu am încă ce nu am realizat încă, ce mai am de făcut unde am de mers, ce am de cumpărat și asta ne epuizează asta ne transformă în niște roboței care nu ajung să se bucure de viață și viața se încheie la un moment dat și asta cred că pierdem uneori din vedere, Mirela, că tot ce avem e momentul prezent. Eu pregătesc pentru anul viitor uh, o conferință, să zicem, că nici nu știu unde să o încadrez, intitulată Concentrează-te pe tine. Am vorbit cu uh, tine despre ea deja. Uh, le spunem și ascultătorilor. Uh, Mi-am propus, pentru că foarte multă lume mă întreabă. Uh, de unde toate transformările din ultima vreme din viața mea, din felul în care mă exprim, mă manifest, mă îmbrac, mă mișc, trăiesc, ca să o citesc pe Gina, pe doamna care face curat, doamna Mirela și trăiește viața, mi-am propus să urc pe aceeași scenă, pe 4 martie, oamenii uh, care sunt antrenorii mei Cumva Antrenorii declarați sau pur și simplu asumați de mine ca antrenorii, nici nu știu, poate că sunt uh, antrenorii mei, dar care au contribuit foarte tare la toată transformarea mea. Eu, într-o zi, mi-am propus ca, începând de astăzi, să mă concentrez pe mine. Și a devenit motoul meu, sloganul meu: Concentrează-te pe tine. Dacă până la acel punct mă concentram pe Maia și pe ceea ce nu făcea ea, uh -huh. din acel punct m-am concentrat pe lucrurile care nu-mi plac la mine și care se reflectă în Maia, și nu am mai tocat copilul la cap să schimbe ceea ce eu n-am fost în stare să schimb. Dacă nu mi-a plăcut ceva în felul în care au aplicat angajații mei în treaba lor, am căutat în mine să mă fac înțeleasă suficient de bine, să uh, le creez toate condițiile ca ei să poată să facă acest concentrează-te pe tine, m-a ajutat enorm să-mi dau seama de fiecare dată când poate am avut o reacție nepotrivită, poate am fost puțin răuță uh -huh. într-o replică, poate am fost chiar răutăcioasă când am gândit ceva despre cineva. Și să curăț foarte mulți din ceea ce. Noi manifestăm fără să fim conștienți de ceea ce manifestăm. Dacă acum că începe luna decembrie, încercăm să ne concentrăm pe noi da. și pe ceea ce ne dorim noi foarte tare, avem o lună întreagă la dispoziție să muncim pentru asta. Exact. Și să creem contextul, relațiile, cadourile, momentele pe care ni le dorim. Ne putem face o promisiune unul altuia. În direct, aici, la radio. Te rog. Am vorbit despre scrisorile iubirii. Să ne promitem unul altuia că ne vom scrie și nouă câte o scrisoare a iubirii. Nu doar celor din jur. Eu e și tu mie? E, și, și asta eu e o mie? variantă. Eu tu, mie ție și tu și tu eu mie. mie. Da. Ah, ce frumos. Asta apropo de. Să-mi da. scriu mie. Exact, exact. Apropo de concentrarea. Tu, Mirela, Mirela uh -huh. să-i scrii Mirelei o scrisoare în care îți exprimi iubirea și gratitudinea față de ea. Ok. O să mă gândesc la asta și chiar o să o fac, dar așa acum trecând repede ideile prin, prin minte am dat seama că nu e foarte ușor, că e mai ușor să le scrii celorlalți. Hai că revenim să povestim un pic cât de important e să facem lucruri pentru alții pe care nu îi cunoaștem. Nu știm cine sunt, nu așteptăm, nu punem nicio așteptare în ceea ce facem pentru ei și ne ducem un pic în zona asta de generozitate, voluntariat, de ce oamenii sunt mai deschiși spre a face lucruri pentru alții în luna decembrie și de ce e important să facem asta în decembrie. Ne întoarcem, Gașpar. Vorbim astăzi despre cum putem să ne pregătim mai bine ca, în această, lună, ca această lună decembrie să nu ne coplejească. Și am promis uh, puțin mai devreme că uh, vorbim despre? Vorbim despre cum putem avea grijă de noi, dar și de cei din jur și cât de important e să dar nu rând. ne limităm la oamenii pe care îi cunoaștem și să ne deschidem inima față de toată umenirea. Ok. Ce înseamnă să faci lucruri pentru, pentru emoționalul tău, pentru psihicul tău, ce înseamnă să faci lucruri pentru oameni pe care nu-i cunoști? Cred că cea mai importantă vitamină pe care ne-o putem administra în luna decembrie, ca să avem sărbători cu mult bine, e vitamina R. R? Mm -hmm, care e vitamina recunoștinței. Care poate fi exprimată și în comportamentele de grijă față de noi înșine, să nu ne epuizăm, să învățăm să spunem nu, să nu exagerăm cu munca, oboseala, petrecerile și așa mai departe, dar și față de cei din jur. Și cred că cei mai inteligenți oameni, Mirela, în secolul 21, sunt oamenii care au această perspectivă interconectată asupra lumii, care știu că noi toți suntem interconectați unii cu alții și că starea de bine a celor din jur depinde de starea noastră de bine și starea noastră de bine depinde de starea de bine a celor din jur. Și punctai tu la un moment dat înainte de pauză de ce în luna decembrie sunt oamenii mai generoși, de ce în luna decembrie sunt oamenii un pic mai preocupați față de starea de bine a celor din jur. Și asta pentru că ne-am obișnuit să facem asta. Pornind de la Sfântul Nicolae, care vine cu cadouri, pornind de la Moș Crăciun, care de asemenea ne încurajează să ne gândim la a face o mică bucurie celor din jur. Avem această cultură și e bine să o dezvoltăm. Eu visez la o lume în care cadourile vor fi fi oferite nu doar în luna decembrie, ci o lume în care cadourile vor fi oferite în fiecare zi a anului. O lună în care ne putem, o, o lume în care merg, de exemplu, un weekend la cumpărături și îmi permit să plătesc și coșul persoanei în vârstă de lângă mine. Sau merg să le cumpăr pantofi copiilor mei și văd un copilaj în magazin sau pe stradă care nu are bani suficienți pentru ca părinții să-i cumpere pantofii respectivi. Ce-ar fi dacă am Trăi cu această mentalitate cu această grijă față de starea de bine a tuturor, îți dai seama câtă siguranță ar fi în această lume și mulți oameni în momentul în care mă aud vorbind îmi spun, Gașpar, dar cine are bani pentru uh, toate aceste lucruri și nu cred că e o chestiune de bani cred că e efectiv o chestiune de mentalitate e o chestiune de a realiza că nu suntem singuri în această lume, de a realiza că putem face atât de mult bine cu atât de puțin din păcate, educația nu ne ajută absolut deloc. Din păcate, foarte mulți oameni ar vrea să facă, dar se tem că ceea ce pot ei să dăruiască este prea puțin. Și atunci preferă să nu mai mm -hmm. facă deloc. Știi ce înseamnă asta pentru mine? Ce înseamnă? Că nu vor să facă. Zici? Da, Sunt doar niște scuze În momentul în care vrei să faci ceva Tună, fulgeră, e zăpadă Sunt minus 20 de grade Te-ai ce ai făcut eu am întâlnit... În momentul în care găsești scuze Înseamnă că energia ta se duce în altă parte Da, eu, te ascult. Eu am întâlnit oameni foarte simpli uh -huh. Și foarte speriați Și foarte copleșiți de avalanșa asta De informații media Care stau și se uită la telenovele La televizor și văd lucruri Și cred că ei sunt prea săraci, prea prost îmbrăcați, prea lipsiți de cultură, prea antisociali, ca să uh, își permită să acceadă în Uite, conferința asta despre care îți spuneam, concentrează-te pe, concentrează pe tine unde și tu ești unul dintre invitați, când discutam cu colegele mele apropo de organizare, ele au spus hai să facem într-un ballroom, la un hotel și am zis nu, îi se adresează femeilor de condiție medie și chiar uh, sub, ele nu vor veni niciodată la un hotel scump, într-un ballroom pentru că vor considera că nu au haine să se îmbrace uh -huh. ca să intre în loc Ăla. E prea mult pentru Hai să facem într-un mol, pentru uh -huh. că în mol poate să intre oricine. Eu mă lovesc la Fundația Zurli, unde noi avem nevoie de ajutor de toate felurile. Ajutor pentru mine înseamnă să uh, vii trei ore la depozitul unde noi strângem ghetuțele, de exemplu, sau facem pachetele pentru oncopediatrie și să sortezi împreună cu noi lucruri. Sau să vii tu, uh, bărbatul, uh, liber o jumătate de de zi și să ne ajuți să descărcăm tiruri, pentru că noi facem rost de lucruri, de igienă personală, de dulciuri, de jucării, putem să facem rost, dar forță fizică să ducem, sponsorul ne trimite tirul cu pasta de dinți și cu periile dar noi trebuie să le descărcăm Sigur. și pentru asta avem nevoie de ajutor. Ori asta poate să facă oricine. Exact. Dar oamenii zic că mi-e rușine să vin. N-am cu ce să mă îmbrac Dar și nu știu ce o să spun acolo Și cum o să fac Și în momentul ăla Eu mă duc să mă întâlnesc cu ei fizic Peste tot în țară pe unde vin voluntari Și eu sunt așa surprinși, Doamne, dar e așa de frumos Știți, doamna Mirela, că eu anul ăsta N-am ieșit nicăieri În afară de hmm. legăturile de familie Că mi-a fost rușine Avem noi ca nație această problemă Sigur și De din rușine, păcate... știi? credem mult prea mult în mintea noastră care ne spune că nu suntem capabili, că nu suntem pregătiți, că Sau nu suntem în Sau mai sunt în și stare. în jurul nostru alții care ne spun tu ce să cauți acolo, nu e de nasul tău, însă, își bat joc de tine. Însă dacă am îndrăznit să coborâm din minte în inimă și ne-am ascultat bătăile inimii, efectiv să ne punem mâna pe piept și să simțim bătăile inimii, am primit curajul necesar pentru a ne expune și a face bine în lumea din care facem parte. Deci, dragi ascultători, aveți o scuză medicală Spuneți că Gașpar v-a zis că pentru sănătatea emoțională și psihică a voastră și a familiei voastre trebuie să faceți voluntariat. Exact. Intrați exact. Pe fundația și orice altceva de... e scuză, aici sunt foarte categoric, orice altceva e scuză. O bunică, dacă n-are pensie, n-are posibilitate, are trei cartofi și două ouă să facă o salată orientală și să o dea unui om mai exact. sărac. O mamă care nu are venituri foarte mari își poate permite să facă o prăjitură ieftină și să o ducă unei familii unde sunt copii care poate n-au mai mâncat prăjitură de a... Despre astfel de lucruri e vorba. Despre a fi oameni. Despre a fi oameni. Despre, Despre a ne lăsa purtați de iubire și de bunătate, fără să ne înnecăm în pismă, în ură, în răutate. Auzi? Dar stai puțin, există oameni buni și oameni răi sau există oameni? Există oameni care își permit să fie oameni și există oameni care nu își mai dau voie să fie oameni. Okay. Iar oamenii care nu își dau voie să fie oameni cumva s-au deconectat de lumea din care fac parte și cel mai sănătos lucru pe care îl pot face pentru ei și pentru familiile lor este să se reconecteze. Iar această reconectare nu poate fi făcută dacă doar mă gândesc la tine. E și acesta un pas, dar nu e suficient. E nevoie să mă mobilizez și să prețuiesc viața la adevărata ei valoare, pentru că am o viață care merită trăită din plin. Asta nu înseamnă că va fi doar despre spectacole, lumini strălucitoare și mulți bani. Viața e grea uneori, viața e dificilă, viața e provocatoare, dar viața poate fi și frumoasă. Aș vrea să profit de momentul Așa. ăsta și să invit să intre pe antrenorul părinților pe Facebook și să răspundă acolo la întrebarea care e lucru pe care îl pot face în luna decembrie pentru cineva fără să însemne un efort foarte mare pentru ei. Da. Să se gândească la acel lucru pe care îl pot face, iar eu le dau patru cărți, colecția mea Uuuh. de jocuri de jucat. Uite, este cea mai frumoasă colecție de jocuri de jucat. Aici sunt jocuri pentru toate anotimpurile de anul viitor și orice părinte ar trebui să aibă colecția asta acasă. Pentru că eu am strâns în carticelele astea jocuri pe care ei le pot face fără accesorii, fără să cheltuie bani, doar cu mintea, cu sufletul hmm. și cu lucrurile și cu bunăvoința. pe care în casă da. și cu bunăvoința lor. Și tu îi dai... Uh, din partea paginii de psihologie avem uh, Darul Prezenței Conștiente, un ghid de mindfulness pentru femei, dar e o carte nu doar pentru femei. Tot un ghid. Da, da. Și ăsta sunt ghid de jocuri și tu le dai un ghid de folosirea de a cum minții... să fim prezenți în propria viață și cum să fim prezenți alături de cei din jur. Mai sunt puține minute până la sfârșitul emisiunii Gașpar și vreau să ne ducem puțin pe stradă și să vedem ce zic oamenii că e important pentru ei în luna decembrie, ca să vedem de unde tragem concluziile emisiunii. Da. În luna decembrie o să merg la cursuri pentru dezvoltarea mea personală și o să încerc să călătoresc mai mult. În luna decembrie aș vrea să petrec cât mai mult timp cu familia și să stau mai mult la povești cu ei și să mă reconectez cu ei. Să petrec cât mai mult timp cu familia și oamenii dragi. În luna decembrie aș vrea să mă conectez mai mult cu mine și să-mi petrec cât mai mult timp alături de familie. Pentru mine, în luna decembrie, par e o listă lungă de lucruri importante, dar sunt extrem de diferite părerile oamenilor. Și e firesc să fie așa, e normal. Pentru unii e important să își bifeze toate obiectivele pe care și le-au pus, pentru alții să aibă tot ce le trebuie pentru pom și pentru masa de Crăciun, pentru alții să obțină cadourile la care visează de un an de zile și alții să petreacă mai mult timp cu familia, ceea ce mi se pare minunat. Pentru noi am stabilit foarte clar că în luna decembrie e important să ne întoarcem puțin la noi și să fim bine cu noi în tot ceea ce facem ca să fim bine cu restul oamenilor. Exact. Am promis că ne scriem câte o scrisoare. Da. Și, și nouă, nouă și celor dragi. Și nouă și celor dragi și că, că o să fim mult mai generoși decât am fost. De ce e important pentru oamenii care au nevoie de ajutor să primească mai mult în luna decembrie? Pentru oamenii care au nevoie de ajutor da. să primească mai mult în luna decembrie. Pentru că Asta îi poate ajuta Mirela să-și redobândească încrederea în lume, în viață și în forțele proprii. În momentul în care văd că într-un moment greu cineva mi-a acordat atenție și îmi dă o mână de ajutor, revine energia în corpul meu, să reaprinde flacăra iubirii. O iubire care după aceea mă poate ajuta să am mai multă grijă de propria persoană, de familia mea și la rândul meu să transmit mai departe această bunătate oamenilor care se confruntă cu dificultăți. Îi invit pe ascultătorii noștri să intre pe Fundația Zurli, acolo unde noi avem uh, foarte multe oportunități la care ei pot să participe, uh, pot să dăruiască, pot să ne ajute, pot să fie parte din tot binele pe care noi îl facem în această lună pentru copiii din oncopediatrie, pentru copiii din centrele de plasament, pentru copiii uh, săraci din satele uh, românești și până săptămâna săptămâna viitoare îți doresc ca Miculaș să fie um, atent cu tine hmm. și să nu-ți aducă botă, <laughs> nu ea, da, da. să-ți aducă niște bombonele, că, dar să știi că o să vorbesc cu el că e fost un băiat bun anul ăsta. Hmm, apreciez, mulțumesc, mulțumesc. Și, și, sper ca și sper ca și fetița Mirela exact asta am vrut să spun să primească cât mai multe daruri. Chiar dacă n-a fost în fiecare zi foarte și foarte poșetă. cu minte, dar o iubim pe fetița Mirela cu bombane, daruri bomboane și o poșetă. Și o poșetă, da. <laughs> Mulțumesc frumos, Gașpa. Mulțumesc și eu. Vă mulțumim, dragi ascultători, că ați fost și în duminica asta alături de noi. Cu zâmbetul pe buze sper că v-am adus așa, puțină liniște, înainte de a intra în tăvălugul lunii decembrie. Până săptămâna viitoare, vă îmbrătișăm cu toată dragostea și vă dorim să rămâneți sănătoși și fericiți. Mirela Retecan și Gaspar Gheorghi Antrenorul părinților la Europa FM